Asta e o bună întrebare și asta este un barometru al unei societăți care s-a așezat prost pe șine. Să nu uităm că această cultură a urii a funcționat în anii 40-50, la începutul regimului comunist, când toate elitele au fost exterminate. Și nu vorbesc numai de elitele intelectuale. S-au marginalizate, pur și simplu. Da. Cine n-a ajuns la stuf în lagărele de muncă sau la Iud sau la Sighet, au fost marginalizați. Și nu vorbesc numai de elita intelectuală, practic și elita din armată și elita țărănească, așa numiții chiaburi și elitele profesionale, elitele politice și așa mai departe. Deci ăsta e un semn rău, e un barometru negativ al societății noastre. Nu-mi dau seama de ce s-a ajuns în această situație. Asta spuneam, că nimeni nu pare a avea nevoie de elita intelectuală, toți sunt considerați sinecuriști, care fac treabă numai pentru bani, elitiști, dar atunci când când societatea intră într-un fel sau altul în criză, toată lumea se întreabă, păi unde sunt intelectualii? Ce au făcut intelectualii până acum? Păi intelectualii, vă spun eu, mai mult decât să scoată o carte în care să explice cum se nasc mecanismele de susținere a unor stereotipuri. Exact. Da. Și cum evoluează aceste mecanisme, cum aceste stereotipuri, unele din ele se modifică, altele mor, apar altele noi. Cum este cartea mea Imaginea Evreului, în afară de faptul că am un curs cu zeci de masteranzi pe care îi învăț să gândească în acești termeni, în afară de faptul că scriu în reviste socioculturale pe astfel de teme și că fac parte din ONG-uri care susțin valorile democrației, cum este Grupul pentru Dialog Social, altceva nici nu pot să facă. E ceea ce se poate numi un formator de opinie. Mai mult de atât, nu putem să-i cerem. Nu este un om de acțiune. El nu ajunge decât în cazuri rare și excepționale la guvernare. Deci, să devină executiv, ca să zic așa. El stă în planul 2-3-4 și este o voce pe care societatea, dacă vrea să o asculte, e ok. Dacă nu, e treaba ei. Își ia acest risc. De regulă, bătrânii și intelectualii cam trebuie ascultați. Nu trebuie urmați până la ultima literă, pentru că intelectualii au și ei viciile lor, fac constructe intelectuale, construiesc societăți ideale, câteodată utopice. S-au scris cărți pe această temă, care sunt viciile constructelor sociopolitice ale intelectualilor. Le plac ideile perfecte și societățile perfecte. Dar în principiu cred că vocea intelectualului este puțin auzită. Intelectualul în România de astăzi, vocea lui a fost practic sufocată, a fost intimidat și scos din circuitul public. Mulți intelectuali care aveau scriau editoriale, sociale, civice sau politice au renunțat la ele.
Alții, cum e Mircea Cărtărescu, și-a schimbat tema editorialului în evenimentul zilei. Într-un cuvânt, s-a mers pe intimidarea lor și cred că cu rezultate eficiente, dar înfricoșătoare. S-a creat un portret aberant în care intelectualul este considerat un fel de vânător de sinecuri, că un om fără morală, care dacă este plătit poate să spună, să susțină orice, care se schimbă în funcție de schimbarea regimurilor politice și că de fapt este un homuncul imoral care face rău societății și cu cât mai puțin, cu atât mai bine. Au fost, cred, instituții interesate, instituții media și politice interesate într-o astfel de prezentare. Acest portret a prins și acum lumea judecă după acest portret. Sunt intelectualii lui Băsescu, între ghilimele, sunt de dreapta, intelectualii sunt Pleșul, Liceanu, Patapievici, după care lista se oprește pentru a-i putea mai ușor distruge, îți trebuie o listă scurtă, o bandă a celor trei, cum ar fi numit-o propaganda maoistă. Cred însă că vocea intelectualului ar trebui regândită, reinventată, reascultată. Ea funcționează în universități, mai puțin în presă, și din ce în ce mai puțin în spațiu public. Studenții sunt mai ascultători. În general, studentul român nu are îndrăzneala pe care o știu că o au studenții străini. Da, în principiu simt comunicarea cu studenții, dar acum trebuie să spun că studenții care se înscriu la un astfel de masterat sunt deja operat o selecție. Deci vin studenți care sunt dispuși să asculte un astfel de discurs. În clipa în care însă punem afișele unor conferințe ale noastre pe holurile universității, în câteva ore ele sunt sfâșiate, distruse, ceea ce mi-arată că în bună măsură sau într-o oarecare măsură studențimea nu vibrează la acest tip de valori. Aceste stereotipuri pe care le predau, acest curs de imagologie etnică pe care îl predau la programul de master la Universitatea București, pune în evidență modul în care anumite stereotipuri care erau valabile în secolul XVIII-XIX și-au diminuat din actualitate, în schimb altele se regenerează în diferite alte forme. Exact. Unele erau stereotipurile în 1930-40, când în România erau aproape 1 milion de evrei, 800.000, era a treia comunitate după Polonia și Uniunea Sovietică și a patra
din lume după Polonia, Uniunea Sovietică și Statele Unite. Și alta este că astăzi, practic, este o comunitate de câteva mii de evrei. Concentrată mai mult în București. Concentrată în București, oameni în vârstă, care nu mai sunt atât de vizibili. Deci e firesc, condițiile istorice au schimbat paradigma și, în schimb, evreul virtual a câștigat, nu evreul real, ci evreul virtual câștigă în prim planul scenei stereotipiilor, și anume conspirația mondială iudeo-masonică, oculta financiară, guvernul mondial care produce criza, schimbă guverne, declanșează războaie, crește prețul la petrol, deci se ocupă de toate și manipulează lumea în toate felurile posibile, și iată, criza asta este evident o manipulare a acestei conspirații iudeo-masonice, pentru ca ea să, nu știu ce câștiguri să aibă pe bursă sau în alt fel, lucru care este chiar mai periculos decât ura împotriva evreului de la colțul străzii. Este o ură surdă și virtuală împotriva unei fantome care bântuie prin Europa. Explicațiile, să zicem, ale ecuației economice, politice, sociale pe care o trăim în ultimii ani este atât de complicată încât e greu să înțelegi resorturile, rădăcinile și așa mai departe. E mai ușor să iei o ceea ce eu numesc o conservă mentală și respectiv o conservă verbală. Un filtru critic înseamnă exercițiu al spiritului critic pe care oamenii simpli nu-l au, nu-l posedă. E vorba de informare, de analiză, de a trage niște concluzii, de a ți le modifica în funcție de modificarea datelor ecuației. Este un proces mental și intelectual extrem de complicat. E mult mai ușor să iei o conservă de acest tip. Avem nevoie de un vinovat, vinovatul de serviciu, cel mai simplu, este evreu, îl luăm pe el și am rezolvat problemele, fără să mai trecem prin tot acest proces care este complicat și îți trebuie un anume exercițiu, anumite mentalități, o anumită educație, inclusiv religioasă, socială, dar și educație laică propriu-zisă, pentru a gestiona cum trebuie un astfel de caz. Simțul umorului, capacitatea de a ne pune în locul celuilalt, capacitatea de a recunoaște calitatea de pe insula fiecăruia dintre noi, ne pot apăra cel puțin parțial de gena fanatismului care zace în fiecare din noi. Da. Un comentariu, dacă mai avem timp. Am lansat această carte, l-am cunoscut bine pe Amos Oz și la București și la Târgul de Carte de la Paris. El a încercat să diagnosticheze aceste maladii ale spiritului și să le găsească, ca să zic așa, remediu. A încercat să găsească din ce ar trebui să fie compus sau care este rețeta unui vaccin împotriva fanatismului. Și ați găsit bine acest citat, pentru că în Amos Oz pune câteva elemente, printre care umorul, simțul umorului, imaginația și alte câteva, puterea de a te pune în locul celuilalt, ar compune un ser, un vaccin împotriva acestei sinistre maladii ale spiritului, care este fanatismul.